Salutare, băi, și bine v-am găsit la un nou video. Băi, clipul de astăzi o să vorbim niște chestii mult mai importante, cum ar fi că trebuie să ne luăm adio de la Casadin. Trebuie să ne luăm adio de la Casadin pentru că ban rate-ul lui e insane de mare și până la urmă avem un singur gol sezonul ăsta. Cu YouTube-ul, cu tot. Gen, avem un singur gol. Să urcăm Challenger. Iar ideea este următoarea. Am stat să analizăm puțin toate opțiunile și tot, pe lângă tiltul de pe stream și așa mai departe. Am stat să mă gândesc puțin. Hai să ne gândim. Pe mid lane, în afară de Casadin, dacă le jucăm la un nivel destul de mare, Doamne ajută. N-avem niciun campion. Nu avem harpă niciun campion. Nu mă atrage pe mine, o. Nu merge, ești nebun? Nu merge. Bun, în cazul ăsta Casadin banat în 65% de meciuri, da? Care e 65% ban rate în Diamond Plus. Banat în 65% de meciuri. Dacă nu e banat, ok, hai că te mai joci, mai câștigi un meci, dar, pe bune, ban rate-ul e insane de mare, counterii sunt foarte mulți și de ce să stăm să ne chinuim? După pe jungle, am dat cea mai mare divizie pe care am dat-o eu vreodată și pe lângă chestia asta ne-am jucat o grămadă, dar ceva tot nu ne-a dus în Challenger, ceva tot nu ne-a dus. Înseamnă că playstyle-ul în sine trebuie schimbat, băieți. Și cum schimbăm playstyle-ul? E bine, am început să mă joc, imaginați-vă că eu, în momentul în care filmez, e ora 7 dimineața. Eu am pornit live-ul la 8 seara, da? De la ora 8 seara eu mă joc de atunci off-stream, în continuu. Cei care au fost cu mine pe Discord poate să confirme chestia asta și by the way, dacă sunteți abonați mai activ și stați și pe Discord seara, puteți să intrați, eu las partajare, vorbesc cu voi, adică mai stăm, mai vorbim, mai astea. Bun. Ce se întâmplă? M-am băgat la Caterin că nu mai știu exact de ce, să ne jucăm un meci de Belved. Mi-a plăcut campionul, m-am băgat după aia pe, practic pe Smurf, dar cum am mai zis, e cotul ăla cu stresul Smurf account, care tot joacă în Diamond, deci e decent, adică e bun pentru practice. Și nu prea mi-a apăsat, imaginați-vă că am pierdut meciuri cu Belved cu 25-26 de kill-uri. De ce? Pentru că am făcut limit test la absolut fiecare fază. Ca să înțeleg campionul, să înțeleg cum să joacă, să pot să dau maximul de... Așa, bun. De maximul de tryhard posibil pe acest campion. Bun, ideea următoare, eu deja acum mă uit de ganguri. Nu prea pot să fac gang mid. Maybe, we can. Poate să vină Diana aici. Ok, lăsăm acolo. Pe asta. Ne mai uităm pe botlane. Pe botlane merge un dive aici. Sincer. Bun. Și-a dat heal acolo și de asta nu... Dă meu. Foarte bine. Trebuie să plecăm. Perfect, s-a mai făcut încă un kill. Asta vreau să zic. Genul ăsta de gameplay îmi place super mult. Imaginați-vă că asta am făcut toată seara cu aia. Efectiv am forțat faze în early game, bineînțeles, cu adică și stai puțin să le gândești, nu m-am dus așa efectiv full WNI. Dar la modul că încerc să faci super multe ganguri, super multe faze în early game, majoritatea ies, te fidezi super tare și cam asta e cam tot meciul. Bineînțeles, am mai și pierdut meciuri pentru că să nu mai zic ce oameni am avut, știți foarte bine de pe stream ce oameni am avut pe... Zice oameni am avut în meciuri, nu mai zic, ești nebun, a fost circul total. Dar, pe lângă asta, oricum am făcut limite super mult și bă, sincer, de ce nu? Cred că o să dăm un try, să spamăm în continuu Belved. Kindred, ați auzit bine, Kindred, la fel care spamează super multe gang-uri, și Hecarim, unul din campionii preferați și... stați puțin să rectific. Unul din campionii preferați la genul ăsta de playstyle, mă refer. Că așa ar fi fost Kha'Zix și Graves. Dar gen, Kha'Zix și Graves nu se încadrează în genul ăsta de playstyle, știi? Mai mult stai să farmezi cu ei, stai să faci și mai multe chestii cu ei și nu prea a fost acolo. Exact la genul ăsta de playstyle, cu multe ganguri, cu multe chestii. Bine, acum, în momentul de față, în meciul ăsta nu prea avem unde să ne mai ducem.
acum, cam caut să termin un full clear pe top side și după aia mă duc bază, pentru că nu prea avem ce să mai luăm, să mai facem. Dar de-abia aștept, ești nebun la cap, pentru că a început să-mi placă super mult. Voi n-aveți idee câtă hype sunt, coaie, eu, off-stream, m-am jucat atât de mult. Eu care mă joc decât pe live și atât. Voi vă dați seama? Nu uitați, by the way, să dați acolo câte un like, ajută super mult. Bineînțeles, așteptați-vă la cam toate videourile pe care o să le fac de acum acolo. Vor fi clipuri, nu știu, gen... clipuri din solo queue, clipuri de grinding, de climbing, nu prea o să mă mai vedeți jucând pe alte conturi sau gen dacă mă joc pe conturi gen cum ar fi, cum am eu colul ăsta, da, conturile noastre de filmat, pentru că știți foarte bine că când filmăm ne jucăm în divizii mai mici, ca să fim sigur că este clipul din prima, să nu stăm să, na, îți dai seama, să tragi 15 duble, să tragi 500 de clipuri pe dreapta că nu a ieșit clipul, că s-a întâmplat, că vă dați seama. Ați văzut și voi, ba, bățintează ăștia, ba, poate ești tu un meci prost, adică sunt tot felul de chestii, în fine. Majoritatea clipurilor vor fi clipuri, cum să zic, poate să fie 5 clipuri la rând cu Belve, de exemplu. Dacă am avut niște meciuri bune și am explicat bine, adică așteptați-vă ca începutul ăsta de sezon, oarecum, o să mă concentrez mai mult pe partea informativă, adică gen, la modul ce scoatem din clipuri, o să încerc mai mult să explic și în același timp să fac și climbing alături de voi, în timp ce explicăm și învățăm chestii noi, mai ales în jungle, sau experimentăm chestii noi, adică la modul, cum să zic, nu o să ne mai distrăm. Opa, what the fuck? N-aveam smite-ul? Nu știu ce mi s-a părut că aveam smite-ul. Aveam smite-ul? Am dat prost? Ce-am făcut? Ok, bă, a încercat bine Diana acolo că deja era puțin cam în spate și a încercat să facă Draco așa pe sus, ok. Nu prea m-am așteptat, dar de obicei mi s-a făcut chestia asta. A început să-mi intre chestia asta în reflex. De fiecare dată când sunt în zona Drake-ului să-i dau un quick check. Și uite că am făcut-o bine. Nu mi-am schimbat, nu mi-am luat sweeper, nu știu cum am reușit să nu iau sweeper, dar... Hai, go. Ok, a luat ultimata mea și ce? Și ce? No. Ok, Diana nu e aici. Ok, s-a băgat? Vine. Wow! Oh my god. No way. Ăsta nu cred că vine pe aici, nu? Ok. Ma, well. Sunt cam unlucky. Puțin cam unlucky ce s-a întâmplat aici. Putea Timogen să vină să dea și câte un hit și chestii. Oricum avem super mult gold, așa că o să mergem să luăm ăsta. Ne dăm super în sfârșit să-l avem. Băi, și cam asta v-am zis. Cam ăsta e genul ăsta de gameplay pe care o să-l abordăm de acum, playstyle, pardon, genul ăsta de playstyle în jungle pe care o să încercăm să-l abordăm de acum acolo. Adică o să fim super fierți pe obiective. O să încercăm să luăm non-stop fight-uri în early game de câte ori putem și cât de multe fight-uri putem. Bineînțeles, pentru că o să ne jucăm Belved, o să ne jucăm Kindred, Hecarim, adică gen cam toți campionii ăștia au un lucru în comun, sunt super strong în fight-urile astea de 2v2, de 1v2 chiar, adică na, până la urmă o să încercăm să luăm fight-uri doar avantajoase nouă. O să încerc să mă duc pe ăsta, deși nu am meu și e puțin cam periculos, dar nu pot să-l las să stacheze la infinit aici, așa că o să mă duc, dăm un W, ne dăm reset la ăsta, hai să vedem dacă... Nice? Bun.
Dameu? Nice. Perfect. EU-ul nostru are 70% damage reduction, ca să înțelegeți. Gen, flat damage reduction, adică practic funcționează damage reduction ăla și pe turete, pe absolut orice. Ok, ia uite-i pe ăștia cu oh my god, nu știu ce. În fine. Și putem să-i baituim super ușor. Pe lângă chestia asta, W-ul nostru ne resetează Q-ul. Gen, practic dacă nimerim W-ul, de exemplu, în direcția asta, pe un aliat, o să ne reseteze Q-ul spre el. Deci, poate putem să dăm QW, înțelegeți? Sărim pe el. După aia... Două secunde să iau asta. Așa. După, imaginează-ți că mai dai o dată Q și practic ți-ai dat un super mega gap close direct în el. Uite pe Diana acolo direct pe bot lane. Da, e cam cringe. Opa. Să mergem direct aici pe... Haide. Nu! Oh my god. Vreau să dau asta ca să-mi resetez asta și o să punem și Herado aici. Uitați-vă ce zice Nasus. E bine, ăsta e avantajul când te joci Belved. Nu știe lumea ce face. Nasus tocmai se miră de mine și zice ce căcatul ăsta de campion. By the way, sper că se vede, da, se vede chat-ul. Bun, hai să mergem aici. Ăsta o să poată să-și dea. Da. Nu știu. Ok. Bun, hai să sărim repede aici. Planta. O avem, aulă. Bun, perfect. Am mai făcut încă un kill și am distrus practic jocul în 10 secunde. Ok. Perfect, am mai luat încă un de ăsta. Hai să mai dăm, opa. Bun, hai să mai dăm încă o dată W-ul. Q. Îmi luăm R-ul. Ok. Domnul ăsta, aoleo, ce prost m-am băgat. Ai. Ha. Lol, aproape supraviețuiam, dacă nu-mi dădea taurul 1100 damage, aproape... Mamă, avem 4600 gold, ca să înțelegeți, gen... încerc oarecum să și vorbesc, să și filmez, să fiu și serios, pentru că, da, îmi pasă dacă câștig sau pierd. Hai să vedem, o să ne luăm aici Magic Resist, o să ne luăm direct Borku. Ideea următoarea, cam ăsta ar fi core build-ul cu Kraken și Bork, dar depinde în unele match-up-uri, de exemplu, dacă ar fi fost foarte fidat, las cu... Diana, în loc de Bork ar filmez bine Witsend-ul, dar în cazul ăsta nu o să luăm Witsend, o să luăm Bork în continuare. Și cum am zis, nu prea am farmat deloc, mă duc doar pe bătaie, doar să iau fight-uri. Chestia asta a mers pe smurf-ul ăla pe care v-am zis, da, gen, mă rog, m-am jucat și pe main, dar după aia m-am dus pe smurf ca practic să încerc să învăț campionul bine. Și ne-am jucat la fel, am căutat după aia, bă, ușor, mă. Ca să văd ce divizii au fost sezonul trecut, pentru că practic fiind început de sezon și fiind sezonul început de 2-3 zile, oamenii n-au apucat să-și ajungă înapoi în rancurile lor. Știu, ei după ce au fost sezoanele trecute, da? E bine, sezoanele trecute, majoritatea au fost Diamond 2, Diamond 3, așa că, bă, și smurf-ul joacă el, ești nebun, adică... Opa! Adică a jucat... Gen, joc în divizii decente. Bă, ce-am făcut, bă, nu mi-am luat ultimata, bă, am uitat. Că vorbeam aici și nu mi-am dat seama. Ești nebun? Fuck. Să vedem dacă... A, căcat.
Aiure, ești nebun? Ideea e singurul weakness, să zic așa, singura chestie negativă, vulnerabilă al lui Belved, e că chiar dacă o vedeți atât de broken, a, și cu atât de mult damage, în același timp e super mega squishy gen. Și poate să, poate să moară super repede, adică E-ul ăla ne conferă gen damage reduction, ne conferă un avantaj super mare, dar în afară de damage reduction ăla, campionul e moarte, e bun. Cum am zis. Nice. Putem să riu? Exact ce a zis, avem damage mare, dar uite, și de lob super bold. Na, trebuie să aibă și el un downside. Diana poate să dea aici pe trei oameni și s-ar putea să ne bată, dar am eu și nu prea-mi pasă. Cât damage pot să-i dau cu aia, dar nu s-așteaptă nimeni cu aia. GD, this jungle AFK. Mamă, săraca Diana. Ce flame-i fac ăștia și aia chiar a încercat, ești nebun. Vezi că Diana chiar a încercat cu aia, chiar a încercat. Dar... Ce se fac, mă, ești nebun dacă a venit demonul din jungle? N-a s-o s-a plictisit. Bă, dar uite că Diana chiar își curăță jungla. Și face treaba, ești nebun, dar... Câte să facem în viața asta de câine? Ce zic? Cred că e suficient. Mă duc aici iar pentru că vreau să iau gen Heraldu pentru Belved. E super insane the good. Pentru că îmi dă să spawnez muștii de pe jos, nu știu cum dracu se numesc. Sunt muștii, nebun. Muștii de pe jos și spawnăm cu Heraldu, mă rog. / Baronul, dar vă dați seama că Baronul l-o mor cum nu mai greu. Uite, gen când iau forma de aici și pe lângă chestia asta, pe lângă timerul pe care l-am de 60 de secunde, în caz nu știați, în momentul în care iau ultimata de pe jos, am 60 de secunde. Am 60 de secunde timer. Ok? Culo. Vă aștept. Vă aștept dacă se șmecheri, nebun. Vă aștept, frate. Salut, frate. Bun, e timpul să spawnăm de ăștia și cred că e cam gata meciul. Dar abia aștept să intrați pe stream, băieți, nu uitați diseară la ora 8, în fiecare seară, practic, la ora 8, vă aștept pe stream, pentru că acolo o să mă joc cu continuare pe main. Exact cum v-am zis, gen, Belved, Hecarim, aolo, ce-am... Să nu fac așa ceva, deci vă rog să nu fac așa ceva. Bun, cam ăsta e core build-ul și de aici, sincer, putem să ne luăm absolut orice, adică, dar depinde, dacă avem nevoie de rezistență, ne luăm, nu știu, un randuin, ceva, dacă avem nevoie de damage în continuare, ne luăm la fel Rageblade, adică avem super multe opțiuni, dar astea primele 3 iteme sunt core itemurile pe Belved. Astea sunt runele pe care le-am folosit în meciul ăsta și practic îmi folosesc Future Market ca să pot să optimizez. Bă, vezi că nu e end, e bine. Folosesc Future Market ca să pot să optimizez snowball-ul pe care îl fac în early game, pentru că asta e ideea. În early game non-stop încerc tot felul de gang-uri, încerc tot felul de fight-uri și cam toate cazurile mi-au ieșit. Gen, în 8 meciuri de când am oprit stream-ul, în 8 meciuri absolut nicio șansă n-au avut ăștia în early game. După, într-adevăr, în late game am pierdut meciurile pentru că nu că n-am știut ce să fac cu campionul respectiv, știi? Mamă, ăștia se dispera să dea envere. Așa. Nu că n-am știut ce să fac cu campionul sau chestii de genul ăsta, dar bă, nu, mai zi, mă, ești nebun ce oameni mi-au picat. Că avea de carry 0-11-4. Vă mai zic? Nu vă mai zic, ești nebun. Cum să ai, mă, scorurile astea, mă, ești nebun la cap. Mă rog, uite, exact ce am zis, 60 de secunde avem forma dacă nu o luăm pe cea de la Herald. Și cam asta e ideea.
Și pe lângă asta nu ne scade timerul la formă în momentul în care ne batem cu cineva. Și-a dat flash. A flash. Bun. Dar pot să... Well, am dat și de end. Boys, ăsta a fost clipul 17-3 până acum cu Belved. V-am zis, în Diamond am făcut la fel vreo 20 ceva de kill-uri. Dar, mă rog, am mai fost și meciuri în care într-adevăr am pierdut. 1-1 cu 20, aproape 30 de kill-uri în care eu am intrat, pentru că făceam limite over and over and over, că nu prea mi-a pasat. Unul singur în care, într-adevăr, am jucat prost, probabil că sunt și super mega obosit, că, na, v-am zis, 7 dimineața și mă joc de la ora 8 seara. Și câteva meciuri în care, bă, chiar am învățat super multe chestii, așa cum să ne auzim diseară pe live, de la ora 8, cu Hecarim, cu Belved, cu Kindred, numai campion de ăștia care să fac super multe gang-uri și ori câștigăm meciul în 10 minute, ori pierdem meciul în 10 minute. M-am upat, băieți, nu știu cât de coerent am fost, că eu de obicei când sunt obosit mă încurc rău de tot în vorbe și în chestii, dar bă, sper că v-a plăcut clipul. A, și by the way, dacă întreabă cineva de ce n-am filmat cu lui sau n-a filmat el cu mine, e că el a filmat înainte, când eu eram în solo queue și mă antrenam cu Belved, și acum eu filmez că el era mor de oboseală sau să culce și ați înțeles-vă ideea. De asta, în caz de ne întreabă ceva. Hai, v-am pat! Pa, pa!